Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii desfășurate pe site-ul editurii Herald de vorbă cu femeia din tine despre eternul și principiul esențial, fundamental al feminității, despre ceea ce înseamnă femeia, despre provocările de a fi femeie, despre feminitate, despre redescoperire, despre reinventarea femeii, dar și despre toate problemele cu care se confruntă femeia. Alături de noi este astăzi Claudia Jimeno, specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală. Îi mulțumim din suflet că a onorat cu prezența, aducându-ne sfaturi foarte prețioase în cadrul acestei rubrici Cărți deschise pentru minți deschise. Și astăzi vorbim despre psihosomatică feminină, i-aș spune eu, pornind de la titlul unei cărți din colecția Psihoterapia, o carte foarte dragă nouă, de altfel, Corpul își amintește, psihofiziologia și tratamentul traumei de Babette Rothschild, așa cum spuneam, o carte publicată în colecția Psihoterapia, care face parte, această carte, din campania de vorbă cu femeia din tine. Pentru că titlul acestei cărți, Corpul își amintește, și de altfel și subtitlul cărții este foarte sugestiv și noi am mai discutat și în alte rânduri am abordat acest subiect al cauzelor care stau, să spunem, adevăratele cauze care stau la baza diverselor tulburări. Mă refer la tulburări fiziologice. De cele mai multe ori și cu atât mai mult acum vorbim despre ceea ce înseamnă femeia, considerăm că e foarte important ca femeia să-și cunoască propriul corp, propria sexualitate și în felul acesta cumva să vedem exact ce a stat la baza acestor tulburări, acestor probleme psihoemoționale care duc înspre partea somatică. Despre ce răni putem să vorbim, despre ce episoade traumatice, pentru că știm foarte bine că anumite afecțiuni, anumite tulburări, anumite boli au cauze psihoemoționale. Vorbim aici despre răni emoționale și mergem de fapt la rădăcină, la cauză și nu doar la efect, la partea aceasta de suprafață, ceea ce încearcă cumva să trateze, să-i spune, medicina alopată. Bună, Sorin, și mulțumesc mult pentru invitația și sunt bucuroasă să mă aflu aici alături de tine și toate persoanele care ne ascultă și se uită la noi. Este un subiect care mie mi-este foarte drag și partea cu feminitate și partea cu psihosomatică, pentru că există o legătură foarte strânsă între ceea ce gândim, ceea ce simțim și cum funcționează corpul nostru, inclusiv felul în care arătăm, felul în care ne îngrășăm sau slăbim, pentru că se întâmplă în anumite zone preponderent în corp, felul în care funcționează organele noastre interne, arată felul și felul în care gândim și felul în care simțim. Acum, ziceai că medicina alopată, în principiu, tratează efectul, deci el tratează un simptom. Adică, recim, important este să nu să avem nasul desfundat, să gâtul să funcționeze ok. Și se termină acolo. Adică ei dau un tratament pe un simptom care sigur ne ajută să ne simțim bine. Ideea este că noi funcționăm ca un sistem, deci fiecare parte a sistemului va influența partea cealaltă. Adică credințele noastre, valorii noștri, gândurile noastre vor influența emoțiile noastre și corpul nostru. Așa cum emoțiile noastre vor influența gândurile noastre și corpul, iar așa cum corpul nostru va influența și emoțiile noastre și gândurile noastre. Un exemplu simplu pe care toată lumea l-a trăit este că atunci când nu dormim bine și nu ne odihnim, emoțional suntem mai inestabil. Adică ne supărăm mai repede, ne deranjează Irascibili. multe lucruri, știi? Suntem mai sensibili pentru că o parte din energia noastră se duce
spre a ne ține treși ca să facem ce avem de făcut și există mai puțină energie pentru a controla acele emoții sau pentru a gestiona acele emoții. Da, de asemenea, știm că atunci când mâncăm o chestie care ne pică greu, imediat corpul se resimte, imediat începem, dacă am o basă ansioasă, mintea o să începe să facă scenarii, ce am, cu am, ce să iau, cum să iau, încep să vă dezastre și încep să devin din ce în ce mai ansioasă. Și emoțiile astea se leagă de asemenea cu anumite credințe pe care le avem. Deci fiecare parte dintre noi va influența cealaltă. Nu contează cine începe și cine continuă. E ca și găina și ouă. Chiar nu contează. Important este că noi putem să acționăm în una dintre cele trei. Diferența va fi de timp până vom reuși să avem un efect. Dacă, de exemplu, folosim o dietă sau începem să mâncăm vegetarian sau să ținem cont de o mâncare mai sănătoasă sau să bem mai multă apă, etc., etc., acele lucruri, acele alimente pe care le ingeram ca să funcționăm noi mai bine, vor avea un efect asupra emoțiilor noastre și asupra gândurilor noastre, doar că acționând pe partea materială noastră, care are un ritm mai lent decât ritmul emoțiilor sau ritmul gândurilor, efectul de asemenea va veni mai târziu. Dacă acționăm asupra gânduri, vor avea o altă viteză de manifestare și dacă acționăm la nivelul emoțiilor, vom avea altă viteză de manifestare. Da? Deci, important este să acționăm. Bineînțeles că dacă am acționat în cele trei paliere simultan, am avea efecte mult mai rapide și acea schimbare pe care ne-o dorim sau acea vindecare pe care ne-o dorim ar putea să vină mult mai rapid. Cheia pentru a face asta este, bineînțeles, ascultarea de sine. Pentru că, de obicei, noi am învățat să înghițim emoțiile, să le blocăm în interior, din credința că ele vor dispărea dacă noi nu le vedem sau ne facem că nu există. Vedeți, credința, emoția, efect în corp. Din momentul în care eu înghit acele emoții cu credință că ele vor dispărea de la sine, ele nu dispar, noi le reținem în noi. Energia aceea este în corpul nostru ca o constipație. Și noi nu o să putem să ne eliberăm de acele emoții, nu o să putem să le ascultăm și să vedem ce vrea să ne spună, unde sunt acele schimbări pe care noi avem nevoie să le facem, ca să ne fie mai bine, ca sistem. Și pe măsură ce înghițim alea, facem dopuri energetice în interiorul nostru, credințele acelea se întăresc și doar crește acel dop. Până la un moment dat, organele noastre sunt privați prin acele dopuri, e ca un dop într-o țeapă. Nu mai circulă apa, nu mai circulă energia, deci organele nu mai primesc energia de care au nevoie ca să funcționeze perfect, ca să-și facă treaba liniștiți. Și atunci corpul începe să manifeste diverse lucruri, răceala, ți se înfundă nasul, nodul în gât când avem o emoție, senzația de blocaj în stomac când, sau nod în stomac când ne este frică de ceva sau suntem îngrijorați sau energia pe care o simțim în mâini sau în picioare sau în partea asta mandibulei când suntem nervoși și așa mai departe. Dacă noi înghițim toate acele lucruri, energia aia se închistează la nivel de celulă și creează un program în care celula trebuie să compenseze cumva. Și așa încep să apară tot felul de somatizări, care noi putem să le tratăm cu medicamente sau cu plante, cu ceaiuri, etc., dar dopul nu a plecat. Pentru că dopul se face prin mecanismele noastre în care funcționăm, cum ziceam adinau. Cred că dacă înghit o emoție, ea va dispărea și va funcționa ca o dinamică, ca un program și până când programul acesta nu se va schimba, eu voi continua să înghit emoțiile pentru că eu cred că este bine să fac așa. În momentul în care eu realizez că înghițirea asta emoțiilor mă constipă emoțional,
și nu mă ajută să funcționez în armonia în care sufletul meu dorește, eu voi continua să fac dopuri. Și de aceea se întâmplă, vindec o boală și apare în alta parte, o vindec pe asta, adică o tratez pe asta, apare în alta parte, pentru că energia prin dopurile alea circulă pe unde poate. Și multe organe sunt private de aceste lucruri. Acum, există niște linii generale prin care putem să ne dăm seama cam ce vor să spună organele noastre când nu funcționează în armonia lor. Ficatul ne arată nervii pe care i-am reprimat. Problemele în zona pieptului, că sunt circulatorii sau că sunt respiratorii sau că sunt limfatici, ne arată dificultatea noastră de a da și a primi iubire, de a respira, de a fi fericiți în viață, de a putea trăi într-o armonie cu ceilalți și cu lume. Probleme legate de comunicarea, nu pot să mă exprim, înghit cuvintele, nu pot să spun ce simt din diverse alte credințe, că o să se supere celălalt, că mai bine înghit, că nu vreau să fie nu știu cum, etc. Durerile de cap de asemenea, cum fac eu scenarii în capul meu și care nu abuzează. Colapsează sinapsele mele și gândesc prea mult și capul zice stop. Și noi luăm o pastilă și continuăm să gândim o grămadă. Da? Deci există niște linii directoare legate de toată partea asta, însă înăuntrul acestor linii directoare există o poveste personală. Există ce am înghițit eu, ce vreau să spun cu supărarea mea, ce vreau să spun cu durerea mea de genunchi, ce vreau să spun cu chisturile la ovar, ce vreau să spun cu chisturile la sân, ce vreau să spun când eu aș vrea să mă simt mult mai fluidă, mult mai flexibilă, mult mai feminină, mult mai creativă și simt că funcționez ca un robot care face tot ce are de făcut și nu se lasă și atunci încep să apară probleme de exemplu, de articulații care arată unde am rigidității și unde se blochează flexibilitatea mea. Și etic. Deci, ideea care vreau să transmit este că nu este suficient să tratăm cu medicamente, cu ceaiuri sau alte lucruri. Este important de asemenea, pe lângă acestor tratamente pe care le luăm, alopate sau naturiste, să ne ascultăm pe noi, să putem să schimbăm acele mecanisme prin care am ajuns să facem acele dopuri, ca să putem să le scoatem și ca să putem să redăm acea fluiditate corpului nostru energetic, astfel încât corpul nostru fizic să poată să primească alimente de care are nevoie, energia de care are nevoie, informația de care are nevoie, astfel încât totul să înceapă să funcționeze într-o armonie. Și medicina chinezească ne arată asta cu teoria celor 5 elemente, care sunt legate de asemenea de organele noastre. Și atunci când totul funcționează în acea armonie, fiecare organ primește ce are nevoie. Când funcționăm în disarmonie, în loc că elementele să se hrănească și să se potențeze pozitiv fiecare pe celălalt, se luptă sau se anihilează. De exemplu, pentru ei, zona rinichilor este legată de elementul apă. Da? Apa este cea care hrănește lemnul. Lemnul este ficat. Zona ficatului. Deci, dacă rinichii mei funcționează bine, vor hrăni partea de ficat. Ficatul care este lemn va alimenta focul care este inima. Dar dacă ficatul meu nu funcționează ok și apa de la rinichi trece direct la foc, va stinge focul. Și atunci vom începe să avem probleme în zona asta. De exemplu, etc. Da? Deci este important
că energia să circule în mod armonios între noi și pentru aceea este important să nu avem acele dopuri. Acum, legat de partea asta feminină, problemele care apar când eu nu mi-accept feminitatea, când eu nu mă bucur de partea aceea a mea, care ține de tot ce e sensibil, tot ce este sensitiv, ține de partea emoțională, de partea de confort, ține de partea relațională, ține partea de conținere, de protecție legată de a se dărui, de dacă eu neg partea asta, pentru că, din păcate, există multe credințe în societatea noastră care zic că toate zonele acestea înseamnă slăbiciune și trebuie anulate și nu trebuie exprimate, credințele acestea, cu emoțiile acestea, vor începe să blocheze canalul meu feminin care vine din uter până aici și cuprind chakrele de aici. Dacă a doua mea chakra, care se ocupă de partea urogenitală pe fizic, este blocată, inima mea nu primește energia de care are nevoie să poată să protejeze, să poată să iubească. Atunci va fi dezechilibrată. Fie voi avea dificultăți în oferire și a primi iubire, pentru că nu este hrănită, fie voi începe să funcționez ca un robot, cu tot felul de mecanisme de apărare. Pe pilot automat, cum spuneam. Da. Și pentru că nici aici nu am energia suficientă pentru că iubirea mea este blocată, nici nu pot să mă exprim așa cum sunt eu. Intuițiile mele le vor înghiți, emoțiile mele nu îmi vor spune ce am și cum am, empatia mea va fi redusă pentru că n-are energie să se exprime, pentru că eu inhib și blochez capacitatea mea sensitivă crezând că este slabă. Și atunci vor începe să apară probleme de tiroidă, torticolis, probleme pe cervicale, corzi vocale, afonietecă. Vor apare în zona asta pieptului diverse chestii, chisturi pe ganglioni limfatici, chisturi pe sân, probleme la nivelul de brațe, de articulații. Vor apărea, de asemenea, neliniște sau furii, pentru că din chakra a doua, că să ajungă în chakra a patra, în piept, deci din sacru în piept trece prin plexul solar. Și acolo, când există dezechilibre, fie există neliniște, fie furii, și începe, de asemenea, să încerce să deblocheze, dar noi le auzim. Emoțional nu auzim. Gândurile noastre nu le auzim. Deci corpul începe să urle. Și când ai o piatră în labila, trebuie să faci ceva, că nu te lasă nici să vorbești, nici să faci, și nu poți să fii robot, că ți-e rău și trebuie să stai la WC sau să vomiți sau să stai în pat, că nu poți să te ridici de amețeală. Deci corpul începe să zică, acolo trebuie să te oprești. Și de multe ori, nici atunci nu ascultam. Dar sunt tot felul de probleme la nivelul de urogenitale. Cistite, chisturi în ovar, endometrioză, dureri la ciclu, dereglare de ciclu, etc., etc., care îmi zic că ceva este blocat la nivelul de feminitate. Fie că am avut niște experiențe în care eu am blocat feminitatea de la niște cuvinte care nu mi-au convenit, dar eu n-am putut să vorbesc. De zona asta este foarte legată, deci gâtul este foarte legat de zona noastră genitală la femei. Inclusiv cum arată aici, intern, mușchii, corzile vocale și tăcă, este foarte semănător de cum arată colul nostru, colul uterin, toată zona aceea. Deci atunci când eu nu mă exprim, vaginul meu se închide și încep să apară probleme din cauza tensiunii. Deci nu mă voi bucura de relațiile mele sexuale pentru că nu pot să mă relaxez, pentru că trebuie să fiu în control. Stresul acela, controlul acela, mă tensionează, mă inhibă și tensiunea aceea va începe să producă anumite probleme. Poate să fie că a existat
un abuz în familie sau eu am fost abuzată când eram în copilărie. Și atunci somatizarea, adică în memoria celulară, este rămasă acea memorie și corpul meu va începe să se închidă și se va somatiza tocmai ca să am relații sexuale, pentru că eu le consider periculoase. Sunt femei, de exemplu, când se apropie un bărbat și ele se sesizează că este de ordin sexual, adică există o atracție sexuală, imediat somatizează candida, iritații în vagin, herpes vaginal, cum sunt alte persoane care nu sunt atât de mult, nu somatizează atât de mult în zona aceea, dar poate să somatizeze pe fața, pe buze sau în piept, astfel încât să țină bărbatul departe. Pentru că eu nu pot să spun, atunci corpul începe să reacționeze. Până când eu voi asculta mesajul și voi schimba acea dinamică interioară pe care o am la nivel de gânduri și la nivel de emoții, ca să pot să restabilesc acea armonie în interiorul meu, ca energia să poată să circule. Dar nu putem despărți partea asta energetică de partea psihică și de partea fizică, pentru că toate sunt un sistem. Sigur, există multe modalități prin care putem să facem aceste lucruri, dar este necesar că eu să vreau să pot să mă deschid, să mă ascult, ca să pot să găsesc acele soluții de care am nevoie. Da? Sunt multe metode, multe tehnici prin care putem ajunge acolo. Dar în principal este să vrem și după care să ne dăm voie să explorăm partea noastră feminină fără să o mai considerăm că este o parte slabă sau este o parte vulnerabilă. Pentru că dacă era așa, Dumnezeu nu ne-o dat. Că o avem toți, și bărbați și femei. Avem și partea masculină și partea feminină. Corect. Și nu cred că Dumnezeu este atât de prost încât să dea tuturor o parte feminină care e proastă sau vulnerabilă sau ceva. Este o credință noastră, o percepție noastră care o avem de secole asupra acestei părți a universului, a manifestărilor feminine, a partea noastră sensitivă, a partea noastră relațională, a partea noastră emoțională. Deci, de la a încerca să avem relații frumoase, am ajuns să inhibăm mult din partea noastră feminină și s-a exacerbat foarte mult partea masculină și a creat un dezechilibru atât de mare încât sunt somatizări atât la femei cât și la bărbați. Deși bărbații au somatizări cât cuprinde, pentru că acest dezechilibru nu-i permite să acceseze partea lor intuitivă și este exacerbată partea mentală și partea de acțiune și ei nu se mai regăsesc. Pentru că ei nu se pot asculta, pentru că este tocmai partea noastră feminină, cea care ne ajută să ne ascultăm, să intrăm în profunzimea noastră și să facem ordine acolo. Partea masculină este cea care ne ajută să exprimăm, să manifestăm ceea ce am găsit aici, în afara noastră. Așa cum noaptea intrăm în noi și dormim în profunzimea noastră și de aceea și noaptea este întuneric și femininul este legat de întuneric, nu pentru că este rău, ci pentru că intrăm în interiorul nostru, în ceea ce nu se vede și acolo găsim acele resurse, acele diamante, acele lucruri care le avem de schimbat ca să putem să le scoatem la lumină, care este ziua. Și le scoatem la lumină prin partea noastră masculină. Dar când noi nu ne permitem să intrăm acolo, nu avem ce scoatem și începem să rulăm doar aici. Deci să fim doar în partea feminină sau doar în partea masculină, doar în extremele, ne împiedică să accesăm partea cealaltă. Și acolo începem să generăm dezechilibre și care se pot somatiza dacă noi nu ascultăm partea cealaltă. Înainte întotdeauna vom avea niște gânduri, că dacă suntem atenți, putem să începem să le schimbăm, să încercăm să vedem mai clar, să clarificăm anumite lucruri, să cerem ajutor, să citim, etc. Vor fi anumite emoții
care nu ne plac, care în loc să le înghițim, putem să le ascultăm, să vedem ce vor să ne spună, pentru că ele ne vor răspune exact. Deci sunt puntele pe i la lucruri care avem de schimbat. Este necesar să pun o limită sau este necesar să fiu mai flexibilă sau este necesar să mă deschid într-o anumită situație când mă simt neputincioasă pentru că nu pot să accept. Acolo e clar. Cum fac eu să accept situația asta? Ce are de bun? Ce are de pozitiv din situația asta? Că e clar că eu văd doar negativă. Etc. Pe măsură ce noi ascultăm acele emoții și le lasăm să se exprime când suntem noi cu noi, în singurătatea noastră, în profunzimea noastră, vom găsi acele puntele pe ei, care, după ce le-am găsit în interiorul nostru, le vom putea scoate la lumină. Pot începe să pun limitele, pot începe să vorbesc despre ceea ce simt, pot să schimb anumite lucruri sau să termin o relație sau să schimb înăuntru ei sau să modific felul meu de a comunica, etc. în funcție de ceea ce am găsit înăuntru. Și pe măsura ce noi vindecăm acele lucruri, să zicem că am avut un, nu știu, un tată foarte agresiv și o mamă foarte permisivă sau invers, o mamă foarte restrictivă și un tată foarte permisiv sau a fost un abuz, etc. Parțile acelea ale noastre din trecutul nostru care sunt neîncăiate sau nerezolvate, nevindecate, au rămas cu răni, cu puroi, vor continua să se exprime prin emoțiile noastre negative. Prin reactivarea, de aceea când vedem un film, plângem, pentru că se atinge o situație din aceea care zice, vezi că acolo ai de ceva de rezolvat. Și noi în loc să închidem filmul sau să plângem și zic că a fost din cauza filmului, ne-am ascultat în interior să vedem ce vrea să ne spună emoția, am putea să închidem acele lucruri, am putea să vindecăm acele lucruri, astfel încât eu să mă simt mai confortabil cu mine. Și așa începe acceptarea de sine, iubire de sine, estima de sine, și cum să mă manifest mai armonios și mai echilibrat vis-a-vis de ceilalți. În felul acesta, somatizări pot să... Deci, somatizarea încearcă să spună ceva despre mine. Dacă este ceva legat de un abuz, când eu în interiorul meu fac pace cu acel abuz, scot emoțiile mele negative, văd cum m-am simțit, pot să-mi exprim măcar față de mine toate acele lucruri, corpul meu nu mai are nevoie să exprime acele lucruri pentru că nu mai e dop. Și primește energia de care are nevoie și atunci somatizarea are mult mai multe șanse să se vindece, adică nu doar să se trateze și să reapară, și să se vindece și să nu se modifice altfel. Câteodată o somatizare, o endometrioză, niște chisturi la sân sau la ovar, pot fi legate de o singură situație în trecutul meu sau în istoria familiei mele cu fidelitate sau pot să fie mai multe. Toate astea se află la nivelul nostru subconștient, inconștient. Deci nu avem de unde să știm înainte. Dar ideea este că pe măsură ce eu mă ascult și mă simt mai confortabil cu mine, procesul acesta de vindecare devine mult mai rapid. Dacă înainte cineva îmi zicea proastă și mă durea stomacul sau venea ciclu foarte repede și se deregla sau tiroida îmi facea așa, pe măsură ce eu mă accept, vindec acele răni, scot acele dopuri și energia circulă mult mai bine, eu mă simt mai stabilă, mă simt mai pe picioarele mele, mă accept mai mult, pot să mă exprim și feminin și masculin în funcție de context, în funcție de asta. Când mai apare o rană, când mai apare ceva, nu mai văd cu o tragedie. Nu mă mai afectează. Nu mă mai afectează. Mă afectează. Știi, mă afectează pentru că o simt, mă doare. Dar nu mai este așa de tragic. Și mai degrabă încep să o văd, a, uite, încă ceva pe care pot să o rezolv. Și tocmai pentru că o accept și o văd mult mai repede, în loc să-mi țină procesul, să zicem, o lună, poate să țină 2 săptămâni sau poate să țină 3 zile. Și este mult mai ușor de dus. Și pe măsură ce energia noastră care e ocupată în a ține acele pungii de puroi acolo,
pentru că nu mai este puroi și nu mai este rana, energia aceea se duce în adultul meu și atunci se produce o schimbare la nivel de mental, pentru că se schimbă multe credințe, la nivel de emoții, că nu mai sunt așa emoțiile mele și încep să fie așa. Deci am o viață mult mai echilibrată. O să existe lucruri în continuare care mă deranjează, dar o să mă bucur mult mai mult de viață. Și corpul meu, funcționând mai armonios, își va relua forma lui armonioasă. Deci, pe măsură, de exemplu, femeile care au avut probleme sau în neam au avut probleme cu abuzuri sexuale, incest sau diverse lucruri, adică ele nu le-au trăit, dar cineva din familie le-a trăit, au tendința, de exemplu, de a se îngrașa foarte mult în zona șoldurilor și picioarelor, ca să protejeze zona sexuală și să îndeparteze agresori. În momentul în care fac pace, zona aceea capătă altă formă. Sau multe persoane care simt foarte mare nesiguranță și se îngrasă în zona abdomenului și a burții, pentru că nu mai simt acea nesiguranță și se simt mai singur, mai stăpânii pe ei, că pot să meargă mai bine în viață, își regăsesc propria putere interioară, nu mai pun grăsime în zona respectivă pentru că nu se mai simt nesigur. Deci forma corpului se va schimba în funcție de cum gestionăm noi energia noastră la nivel mental, la nivel emoțional și la nivel corporal. Deci este cum să ne ascultăm pe noi ca să putem să fim, să avem acces la profunzimea noastră, unde se găsesc comorile noastre și să folosim acea energie feminină, acea putere feminină, vorbesc și la femei și la bărbați, ca să putem să manifestăm, ca să putem să materializăm acele lucruri pe care ni le dorim cu cât mai puține blocaje, cu cât mai puține probleme. Nu știu dacă vrei să mă mai întreb ceva sau a fost clar ceea ce am spus, Sori. A fost foarte clar și concis. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre corpul își amintește, despre psihosomatică feminină, despre psihofiziologia și tratamentul traumei, o carte a lui Babette Rothschild publicată în colecția Psihoterapia a editurii Herald. O puteți găsi această carte minunată, volumul 1, dar bineînțeles și volumul 2 al acestei cărți pe site-ul editurii Herald în cadrul campaniei De vorbă cu femeia din tine. Mulțumim foarte mult! A fost alături de noi Claudia Chimeno, specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală. Îi mulțumim încă o dată cu recunoștință. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi și ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!